de furnizare a agentului termic. Supărarea mea este și rugămintea la ploieșteni este să știe că asociațiile de locatari, din momentul ăsta se, cred că în 5 ore, 6, putem oricând să furnizăm și tehnic căldură, numai că trebuie mai întâi să se poarte discuțiile cu asociațiile de locatari. Lucrul ăsta începe de mâine dimineață cu mai multe echipe și în contextul în care se dorește să se dea drumul, să se umple instalația, dacă instalația e goală, mare parte din ele au fost golite, să, în primul rând să se desigileze, pentru că au fost sigilate în martie, în momentul respectiv, clar, acum sau peste 5 ore, tehnic putem să furnizăm prin CAF-ul 2 apă și căldură, pe lângă apă caldă, dar trebuie această procedură care trebuie făcută urgent, așa că, dragilor, o să vă rog să discutați cu administratorii de bloc, cu președinții de asociații, ca să vină în întâmpinarea noastră rapid să creeze timp ca să putem să desigilăm, după care raporta la ce decide asociația, să se furnizeze și căldură în asociația respectivă.